Hello, hello! Începem vlogul de astăzi cu un pachet, după cum se vede și aici, să scoatem bonul, cu un pachet de la farmacia Tei pe care tocmai l-am primit. Astăzi este marți, astea ce sunt? Sunt niște geluri de astea de curățare, astea sunt niște mostre, bănuiesc, o să le scot de aici. Așa, ce mai este? Astea nu sunt ale mele, produsele astea. De la Roche-Posay, de la La Roche-Posay. Asta ce-o fi asta? Cred că tot nu e al meu. Ia să rupem așa. Da, tot nu e al meu. Nici ăsta, nici ăsta. Astea cred că sunt ale mele. Ce urmează aici? Și ia să vedem. În primul rând mi-am luat un balsam din acesta de buze cu SPF 15. De la Carmex. Am înțeles că sunt super bune. N-am încercat niciodată. Așa, ăsta mi se pare că este un gel de mâini, gel de ăsta, cum se cheamă, antibacterian. Așa, pe ăsta l-am primit gratuit, era o promoție dacă cumpărai nu știu ce produs Revox, primeai gelul acesta. Bineînțeles, nu am cumpărat produsul Revox pentru gelul ăsta, însă este binevenit. Ia să vedem ce mai este aici. Asta cred că e o cremă de mâini. Dacă mi-amintesc eu bine. Da, este o cremă de mâini de la Roche-Posay. Așa, nu o mai desfac pe asta. Produsele mai interesante ar fi următoarele. Natural Moisturizing Factors. Este crema aceasta de la The Ordinary, care mie îmi place super, super mult. O ador. Eu o am în formula mare de 100 de ml, dar văd că asta este minusculă. Și diferența de preț este de 9 lei, ceva de genul. Mai bine mi-o luam pe aia mare, da, la 100 de mililitri. Da, chiar să vă aduc și pe aia ca să vedeți diferența. Ok, am adus-o. Deci asta este crema mare de la The Ordinary, varianta 100 de mililitri. Și asta este cea mică, 30 de mililitri. Diferența doar de 9 lei. Mai bine mi-o luam pe asta mare, după cum v-am spus. Așa, eu n-am împac foarte bine cu produsele de la The Ordinary. Nu o să fac cândva un video cu rutina mea de îngrijire. Ăsta este un primer de la The Ordinary. Nu l-am mai încercat vreodată. High Adherence Silicone Primer. Probabil o să îl testăm la un moment dat într-un video. Cam așa arată. Da, chiar hai să văd și textura, că sunt curioasă. Să-mi dau aici pe mână. Are sigiliu? Da, măi, are sigiliu. Of! Lovely. Așa, scoatem sigiliul. Se simte interesant. Mă bucur mult că nu este din acela siliconat, nu știu. Wow! Da, îmi place, me gusta, deocamdată, pe mână. Mă bucur din suflet că nu este ca acela de la, cum îi spune, de la Benefit Professional, pentru că urăsc textura aia siliconată. Ăsta tot are silicon, dar parcă se simte altfel. Bun, ia să vedem ce mai avem aici. Azelaic Acid Suspension de 10%. Trebuie să văd cum o să-l folosesc. În fine, n-am de gând să-mi bag toți acizii deodată, pentru că oricum eu deja folosesc acid salicilic și o să văd că mai am și acid lactic tot în pachetul ăsta, așa că o să văd cum și când o să mă dau cu ei și în funcție de cum o să le folosesc, o să vă spun și vouă. Ah, dar trebuia să-mi aduc o foarfecă. Ar fi fost o idee foarte bună. Bun, le-am desfăcut în sfârșit, erau super bine împachetate aceste produse, pentru că astea vin în sticluță de sticlă. Așa, acid salicilic de la Revox, după cum v-am spus, am rămas fără și mi-am luat două de acid salicilic, ca să fiu sigură că nu trebuie să mai dau comandă, pentru că o să vă spun imediat și cât de repede a ajuns. Acid hialuronic de la Revox. Am luat să îl încerc. Până acum l-am folosit doar pe cel de la The Ordinary. Da, acidul hialuronic de la The Ordinary. Tot așa. Mi-am luat câte două din fiecare ca să fiu sigură că mă ajung până la vară. Da, că mi-ajung până la vară. Niacinamidele de la The Ordinary, pe care le ador. Acidul lactic, tot așa. Pe ăsta o să-l introduc nou acum și, într-un final, încă o sticluță de niacinamide.
Acum o să mă duc să filmez un alt video care va intra mâine, nu de fapt, care a intrat deja la voi, videoul despre vopsire, după care o să stau și o să vorbesc mai multe cu voi, o să vă spun când am dat comanda, în cât timp mi-a ajuns și alte lucruri de genul acesta, după care mai diseară o să mergem la cumpărături din nou. Hello, hello, este prima dată când ne vedem pe ziua de astăzi, pe vlogul de astăzi. Ați văzut că am primit pachetul de la farmacia Tei. M-am și vopsit între timp pentru că am filmat un video care a intrat la voi ieri alaltă, în care am făcut acest păr care trebuie să fie un ombre de la mov la mai mov. Da. Încă nu l-am uscat, așa că nu am văzut rezultatul final. Nu pot să vă zic nimic mai mult, însă dacă vreți să-l vedeți, cel mai bine ar fi să vă uitați la videoul acela. Mi-am făcut și machiajul. Am aplicat primerul pe care vi l-am arătat în intro, că l-am luat de la farmacia Tei, cel de la The Ordinary Silicone, nu mai știu cum, primer. Așa. Și da, e interesantel el așa. Nu știu neapărat dacă îmi place. Încerc să aleg o pensulă de aici. Nu știu neapărat dacă mă omor după el. Adică mi s-a părut mișto, cât de cât, așa la o primă vedere, doar că nu știu neapărat cât de mult îmi place, pentru că mi s-a părut că, nu știu, după a alunecat super dubios fondul de ten pe el, parcă nici nu mai vrea să stea locului, va trebui să îl mai testez și cu alt fond de ten. Și cam asta este. Mă machiez acum ca să fac outro-ul pentru videoul pe care voi l-ați văzut deja, bănuiesc. Așa, și da, să mă duc și la cumpărături. Voi merge la cumpărături și de data aceasta. V-am spus, merg cam săptămânal, doar că nu mai știu ce voiam să vă zic. Da, whatever, oricum, voiam să vă spun că mai am vreo, de fapt mai aștept vreo 3 comenzi, cam așa, 3 la număr, nu știu exact. Una este pentru o carte. O carte foarte interesantă, super mișto. O să vă arăt când o să vină, nu vă spun despre ce este vorba și așa mai departe. Iar cealaltă este pentru celelalte două, de fapt. Despre una nu o să vă spun pentru că și aia este surpriză. Am o colaborare cu o firmă, dar nu vă spun, nu vreau să intru prea mult în detalii, oricum pot să vă zic doar că se pliază super bine cu faptul că am trecut la dietă, cât de cât. Așa, iar cea de-a treia comandă este o comandă de la Oriflame. Nu mai știu exact ce mi-am luat, dar cred că erau mai multe produse de skincare, că am văzut niște lucruri destul de interesante și chiar sunt super mega curioasă de ce ingrediente au, pentru că în revistă vă dați seama. Nu scria ce ingrediente au, însă sper să fie mișto. Așa, cam mult skincare deocamdată. Vreau un look mov și hai să vă pun la curent cu dieta. Am văzut că am primit 2 comentarii, ceea ce este suficient având în vedere punctul în care se află canalul meu în acest moment. Așa, mă gândeam ce pensulă să iau. Așa, și vă ziceam de dietă. Nu am început-o de luni pentru că nu am avut fructe în casă și nu am vrut să ies la magazin. De fapt, am avut fructe, dar n-am început-o de luni, am început-o de astăzi. Astăzi este prima zi de dietă și rezist. Rezist. Oricum, primele zile sunt cele mai grele. După ce ai trecut de prima săptămână, este ok, este mult mai lejer. Așa, și am mâncat dimineață o rodie. La amiază am mâncat niște mezeluri, câte erau 3 sau 4 feluri, am mâncat câte 3-4 feliuțe din fiecare. Bine, poate este cam puțin, însă vă dați seama, nu fac nimic toată ziua, stau doar în casă. Așa că nu este atât de relevant asta, iar acum seara o să mănânc niște ficăței făcuți la grătar, fără ulei. Așa, bine, poate ar fi fost mai ok să mănânc ficăței la amiază, având în vedere că poate sunt mai consistenți decât mezelurile pe care le-am mâncat, însă nu e nimic, ne descurcăm cum putem și cam asta va fi prima zi, după care mâine va fi ziua de amidonuri, când nu știu exact ce voi mânca. Pentru că este de obicei ziua pe care o urăsc cel mai tare, pentru că mie nu-mi plac
legume. Așa că probabil o să mănânc niște cartofi, poate niște orez. Oricum, pentru dieta aceasta este indicat să nu combini. Adică, chiar dacă ai prima zi doar proteine și așa, ar fi indicat să mănânci la o masă doar carne, nu să combini și carne și ouă și lapte. Da. Sau, dacă ai putea, să faci tot acest lucru pe parcursul întregii zile, să nu mănânci la amiază lactate și seara carne. Bine, eu asta mai fac. Însă, nu știu, aș putea să mănânc carne și 4 zile la rând. Nu mă deranjează asta. Și cam asta este cu cu noua dietă. O să-mi termin acum machiajul, o să mănânc și după ne auzim de la cumpărături. Am plecat la cumpărături într-un final și o să merg doar la 2 magazine astăzi. Același lucru, o să cumpăr alimente și de astea, nu doar pentru mine. And it is supposed to be fun. Ar trebui să fie mișto. Încerc să nu vă zgudui prea mult. Nu știu cât mă vedeți, pentru că de data asta merg singură și am zis să pun camera altfel și așa că nu știu, s-ar putea să mă vedeți, s-ar putea să nu mă vedeți. Momentan mă sufoc cu masca asta, efectiv. Vedeți că am altă mască acum și mă sufoc cu asta. Da. Aici oamenii stau la taclale pe partea drumului, lovely. Am zis să merg la ora asta fiind 8, pentru că la 9 magazinele se închid și pentru că data trecută când am fost la ora aceasta era cel mai puțin aglomerat, așa că oricum de data asta nu am atât de multe de cumpărat precum am avut data trecută, spre exemplu. Deci mă gândesc că ar trebui să fie ok. Și ar trebui să mă încadrez în timp. Uf, mi-e așa dor să mă plimb pe afară. Așa dor. Ce privește serialele și asta, chiar n-am mai început niciun serial, nici la Orange is the New Black, nu cred că m-am mai uitat, însă dacă sunteți fanii serialului cum se chema? The Last Kingdom, să știți că a apărut un sezon nou, sezonul 4, în cazul în care vă interesează. E destul de aglomerat aici. Dar uite că am găsit și loc de parcare. Yay! Am ajuns și eu de la cumpărături, dar aparent haul-ul de astăzi va fi destul de plictisitor pentru că am doar chestii cât de cât sănătoase și nimic interesant. Și de fapt am așa 2 lucruri puțin mai interesante și anume aceste oje din Lidl. Nu știu dacă vedeți că scrie aici Top Coat. Care se usucă repede, iar aceasta care este un mauve lavandă, doar că aici pare mai prăfuit, așa este din colecția Hello Summer, n-am mai văzut colecția asta. By the way, dacă vă place oja mea care este divină și care a fost aplicată acum o săptămână și abia a început să se ciobească, fără niciun top coat, fără nimic, da, este o ojă de la Berry M. Le recomand, sunt geniale. Da, așa, o să încerc să văd cum sunt ojele acestea. Dacă v-ați mai văzut prin video, poate eu am un ojă într-o nuanță asemănătoare, într-un mov lavandă, așa că am zis să îmi mai am una ca să fie. Așa, mi-am mai luat și un sutien din acesta, n-o să-l arăt prea mult pentru că nu e cine știe ce interesant, doar că eu când am plecat de la București acum o lună și ceva, da, mi-am luat doar un singur sutien pentru că m-am gândit că voi sta 2-3 săptămâni și mă voi întoarce, da, din seria Oana.
Bun, ne-am luat niște șervețele umede din acestea pentru bebeluși. Ojele sunt din Lidl, sutienul tot din Lidl în cazul în care n-am menționat. După care mi-am mai luat niște struguri așa roze, pentru că având în vedere că trebuie să mănânc în fiecare dimineață fructe. Am încercat să iau mai multe pentru că mi-e clar că nu o să pot ieși zilnic să-mi iau fructe proaspete, dar măcar am luat mai multe. Cum vedeți și aici, niște banane verzi, pentru că eu mănânc doar banane verzi, bine. Cred că de data asta am exagerat pentru că astea sunt cam prea verzi, dar nu-i nimic, se mai coc numai bine peste vreo 3-4 zile, o să fie perfecte de mâncat. Am mai luat niște fistic din acesta, fără sare. Este foarte important ca în ziua de fructe să nu adică poți să mănânci în ziua de fructe și alune, semințe și chestii de genul acesta, doar că nesărate. Deci asta la ziua de fructe. Dacă nu știți despre ce vorbesc, vorbesc despre dieta Rina. Am menționat asta în vlogul trecut, dar poate nu v-ați uitat la el. Dacă nu v-ați uitat, ce mai bine ar fi să vă uitați, să vă puneți la curent, însă, da, vorbesc despre dieta Rina aici. După care ne-am mai luat așa un blat de pizza pentru ziua de carbohidrați, pe care plănuiesc să îl fac doar cu niște ketchup și niște, cum îi spun, și niște ciuperci, pentru că în ziua de carbohidrați nu ai voie carne și proteine, deci proteine animale, deci nu voi putea pune și brânză și carne și așa mai departe, și porumbul de asemenea intră la amidonuri, adică în ziua a doua. Deci ăsta e pentru ziua a treia și tot pentru ziua a treia am mai luat această pizza vegană de la Lidl, care în sfârșit a reapărut, pentru că în timpul postului nu prea o găseam. Așa, am înțeles de la Andreea Balaban că zice că e super bună. Nu știu, am luat doar una, o să o gust în ziua, tot pentru ziua de carbohidrați. În ziua de carbohidrați ai voie legume cu foarte puține calorii, cum ar fi brocoli roșii, castraveți, ciuperci și așa mai departe. Astea sunt legumele permise zilnic, inclusiv în ziua de fructe, inclusiv în ziua de carne și așa mai departe. Nu o să intru foarte mult în detalii și am mai luat niște pere. Niște pere la caserolă. Așa, și cam astea sunt, cumpărăturile. Bine, am mai luat ulei, am mai luat niște ciuperci, ce am mai luat? Niște fairy, da. N-au fost cine știe ce, pentru că în rest am, dar trebuia neapărat să iau fructe proaspete, că nu mai aveam. Astăzi n-am mai filmat deloc aseară, că n-am mai fost în stare, sunt și în perioada aia lunii și sunt abia la a doua zi de dietă, oricum ziua pe care o urăsc cel mai tare, și anume ziua de legume, de amidonuri, și am mâncat doar orez până acum, da. Dimineața am mâncat niște struguri și am mâncat doar orez la amiază, și orez o să mănânc și seara, gen pilaf, orez cu ciuperci, așa. Însă am avut o zi ok, până acum am stat și am editat video care a intrat deja la voi despre vopsit. Pot să spun că ador cum a ieșit. Ador, îmi place așa mult. Mi se pare așa cute. Și voiam să mai vorbesc cu voi puțin, pentru că nu o să ne mai vedem până săptămâna viitoare. Bine, ne vedem duminică. Dar nu o să mai fac alt vlog până săptămâna viitoare, pentru că v-am spus, încep să mă aglomerez din ce în ce mai tare. Am niște teme de predat până sâmbătă, tot acum termin și modulul psihopedagogic, pentru că îl fac și pe acesta. Și da, e o întreagă nebunie, trebuie să filmez. Hai să vă zic și vouă totuși. Deci, noi la modulul psihopedagogic trebuia în anul al treilea, în al doilea semestru, să ținem o lecție deschisă la, la o școală cu copii, tot frumos și așa mai departe. Însă, având în vedere situația în care ne aflăm, va trebui să suplinim acea lecție cu un video de 15 minute. Ok, pentru mine e floare la ureche. Doar că nu-mi dau seama neapărat ce sens are, adică noi dacă după o să terminăm totuși, o să ne luăm, nu știu cum se cheamă, ne dăm disertație sau nu știu, va mai fi un examen final în fine, așa, după ce se va termina totul, noi practic vom putea profesa, adică vom putea să predăm, vom putea fi profesori. Bineînțeles, nu la facultate și așa, și vom putea preda doar anumite materii, însă practic, noi nu am predat în viața noastră, adică nici măcar așa un demo de 45 de minute, cât da, tot intră și iese soarele din nori. Și mi se pare oarecum mai ură, pentru că un video de 15 minute când stai și vorbești singur nu este la fel cu a fi tu în fața a 30 de copii. Da. Dar, da,
asta este compromisul, asta este soluția la care s-a ajuns. Și da. Da. Și tot legat, vă ziceam că intră și iese soarele în ochi. Doamne, astăzi a plouat cu găleata. Cu găleata. Poate și de la vreme sunt așa meh. Doar că am o grămadă de făcut. Tocmai acum am aflat că vom face cursuri suplimentare și sâmbătă, câte 4 ore. Da, lovely. Și lucrurile se complică, ca să zic așa, bine. Oricum, se va mai potoli treaba după 15 mai, de oricum în Suceava, în județul nostru, cel puțin nu cred că va fi mare diferență. Da, cam asta a fost vlogul de astăzi. Nu o să mai am atât de mult timp să stau, să vorbesc cu voi, să vă arăt și tot așa, pentru că încep să mă aglomerez cu facultatea și vreau să mă apuc înainte de sesiune și să-mi pun toate lucrurile la punct, așa că, dar stați liniștiți că o să ne vedem de 2 ori pe săptămână, cel puțin cu videourile normale de miercuri și de duminică. Ce avem noi aici? Încă un pachetel de la Libristo de această dată. Este o librărie online cu cărți în franceză, germană, alte limbi străine, engleză și așa mai departe. Și mi-am comandat această carte, stați că țin pachetul invers. Așa, zice aici, gracias, merci, danke, thank you. Așa, bine, eu am învârtit cartea și este această superbitate. Face Paint, The Story of Makeup, scrisă de Lisa Eldridge. Și, practic, asta este o carte despre istoria machiajului. După cum vedeți, are niște poze superbe. Doamne, abia aștept să o frunzăresc așa, să mă uit prin ea. De fapt, să o citesc. Uite, Elizabeth the Second. The Second, da. De fapt, Elizabeth the First, doamne. Cleopatra. Elizabeth Taylor. Da, era mai undeva, era și, uite, Nefertiti. Era undeva și Kate Moss. Așa, era undeva, văzusem pe Audrey Hepburn. Practic, cartea asta îți explică evoluția machiajului și cum s-a ajuns la toate produsele pe care le folosim noi astăzi. Astea sunt câteva dintre ambalajele produselor de make-up din secolul 20. Așa. Și da, abia aștept să o citesc. Asta e, bănuiesc că e perioada mai veche, după cum vedem. Asta, nu știu cine e asta, dar în fine. Așa. Și uite, astea aici erau Madonna și aici erau produsele mai noi. Uite, este Lauder Double Wear. Ce mai este pe aici? Blushul ăsta de la NARS. Ciate, Tom Ford, Maybelline, Chanel. Astea sunt ambalajele contemporane de la make-up. Și aici zice ceva despre Lisa Eldridge. Lisa Eldridge este un make-up artist. Sincer să fiu, nu știu foarte multe despre ea, pentru că nu de asta am luat cartea. Am luat cartea pentru că sunt pasionată de subiect, vă dați seama. Nu neapărat de ea. O găsiți pe Libristo, am găsit-o și pe, și pe EMAG și mai era și pe Elefant, dar pe Elefant era sold out, așa că eu am luat-o de pe Libristo. Doamne, ce poze superbe, abia aștept să o citesc. A costat 140 de lei, aici pe copertă zice că costă 30 de dolari, nu e un supra preț foarte, foarte ridicat, însă mă bucur din suflet că am luat-o și are coperta aceasta tare și are și protecție. După cum se vede, este genială, abia aștept să intru în ea. Am ajuns în sfârșit și la ziua a treia a dietei, și anume ziua de carbohidrați. Deși voiam inițial să opresc vlogul, am zis că haideți totuși să vă arăt și acest pachet pe care tocmai l-ați văzut, dar și ce voi mânca la ziua de carbohidrați, astfel încât să respect dieta și să nu mănânc în același timp prea mult sau să o încalc, așa că voi folosi blatul pe care vi l-am arătat anterior că l-am cumpărat, o conservă cu roșii bucățele, după care voi adăuga niște mirodenii și niște ciuperci, un fel de pizza fără carne, fără cașcaval, fără altceva. Arată pizza mea variantă sănătoasă, după ce am scos-o din cuptor, pot să vă spun că a fost delicioasă. Chiar nu mă așteptam să-mi placă atât de mult. Mulțumesc mult pentru vizionare.
Sper că v-a plăcut acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Și o să continui să scriu acolo într-un garnețel ce mănânc și ce fac în fiecare zi cu dieta, ca să știm de unde am pornit și unde vom ajunge peste o lună, și voi face videoul la sfârșit despre dieta Rina și cum a funcționat la mine și cât am slăbit sau nu am slăbit. Bun, mersi mult pentru vizionare, v-am pupat, pa!